Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Aviș de Elită. Vă invit la Bancronica Partidei FC Voluntari din Aua București, care va avea loc în finalul etapei, deci va avea loc mâine. Este o partidă foarte importantă, deja ne gândim la grijile retrogradării, ne gândim să ne clasăm cât mai bine pentru a mai ciuguri niște bănuți, așa se gândesc oamenii responsabili și așa ar trebui să fie, dar dacă stăm să ne gândim la responsabilitate, oamenii responsabili mai fac și alte lucruri bune. Schimbă dimers atunci când văd niște lucruri care nu sunt ok, ceea ce nu este în cazul lui Dinamo. Nu se întâmplă așa la Dinamo și întotdeauna la noi când se merge prost sau ceva merge bine, atunci se umblă și se transformă în prost, iar când merge prost e lăsat așa, nu e nicio problemă și dacă se schimbă, se schimbă în mai prost. Înțelegeți? Cam asta e problema la noi, la Dinamo în ultimii ani. Și asta a fost tactica păcuboasă care ne-a făcut să devenim o echipă de ultimele locuri, o echipă care se bate cu echipele astea Sătești, de-al de Voluntari și Clinceni, și putem să spunem că acum Clinceni în sezonul ăsta ne dă rușinică, dar condiția lor e departe de a fi o echipă pentru play-off. O să vedem ce se va întâmpla la final, dar cert este că noi ne uităm, aplaudăm și ne uităm la televizor cum joacă echipele pentru, se luptă pentru play-off anumite echipe și o criticăm părednic că nu a reușit să îi bată cu Viitorul pe Clinceni acasă. Ceea ce ar trebui să ne dea de tare de gândit și să ne aducă la realitate pe unii dintre noi, pentru că unii mai cred încă în reveniri, remontade și nu știu ce prostii, ce vise, Dinamo joace ca Realul, cum zic ăștia, tehnicieni ăștia care avem noi pe la echipă în ultima perioadă și mari conducători care ne povestesc că va fi așa, că Morsei se va transforma într-un minunat și nu știu ce. Noi trebuie să înțelegem un lucru, că Viitorul ne-a dat cu terenul în cap, da? Iar apoi n-a fost în stare să câștige acasă cu Clinceni, da? Hai, să ne gândim ce lot au ei și cum ne-am prezentat noi, pentru că eu nu pot să spun că lotul lui Dinamo e slab. Nu pot să zic că este mai slab decât al lui Viitorul. Nu, eu vă zic clar, am făcut și un material atunci la Bancronica Partidei cu Viitorul și am spus clar că nu mai au jucătorii care au avut, da? Au pierdut, dar ideea nu are rezultate acolo, pentru că s-au vândut jucătorii care erau principali și în timpul sezonului să-ți vândă 2-3 piese de bază, nu mai poți tu, poți să fii tu mare antrenor. Dar noi credem pe ăștia care ne zic că Redi nu e antrenor și noi ne mulțumim și stăm cu gerigane pe tu și pe bancă. Nu este foarte, foarte trist. Ce mi-a atras atenția, episodul ăla înainte de Avancronica propriu-zisă a partidei, o să intru așa în știrile care au bântuit în jurul echipei și o să mă refer la episodul ăla care nu știu de ce tot i-a dus așa în prim plan și ce se întâmplă acolo, dar o să încercăm să disecăm puțin și să vedem ce e cu el. Episodul ăla cu gluma morbidă care au făcut-o doi fotbaliști tineri la adresa lui marelui Decar Nepomuseanu. O glumă morbidă care l-a enervat pe Can în așa fel încât i-a luat pe ăștia și i-a zvârlit la echipa a doua, după care i-a dus înapoi. Doamne, hai să ne înțelegem o chestie. Dacă e o decizie și îi exilezi pe unii la echipa a doua, deci o iei după ce gândești, da? După ce te gândești înseamnă să îi duci la echipa a doua pe ea, da? Odată. Iar apoi dacă ai luat decizia asta și ți-ai asumat un risc, da? În asemenea condiții în care tu n-ai jucători și ești vai de capul tău, vai steaua ta și asta, tu îi dai pe ea la tineret și te bași cu Morsei în teren, probabil că asta a fost și motivul. Ca să-i facă locul ăla lui băiatul ăla adus de ăsta, de Barbișon, care are 6.000 salarii. Mă certam unul că ce tot zici tu, mă, acolo, care cât moldoveanu, cât banii, cât pe care am înșelit eu, pe Mihaiu, banii, moldoveanu și mai erau câțiva, încă n-am mai zis încă, Beșanu, am mai zis vreo 4 sau 5, da? Și vă spun eu că ăsta este adevărul, pentru că ăștia mai mult de 2000 de euro nu au salariu. Deci Eșanu are 1500, banii are vreo 1000. Deci astea sunt salariile care ei le iau și dacă le pui la un loc, o să-ți dea salariul lui ăla, lui Morsă.
Și o să ne gândim dacă, să stăm așa și ne gândim noi care nu suntem specialiști, suntem nespecialiști, dacă nu cumva banii ăla, oricât a jucat el până acum, cât a fost folosit 3-4 partide, așa câte 10 minute, 20 de minute, o repriză, cel mult a jucat, dacă nu cumva a avut mai multe realizări, a apărut în joc de mai multe ori și le-am văzut decât căcatul ăla de morsă care a dat pe lângă minge în minutul 80 cu poarta goală cu sepsi. Și care nu joacă nimic de 5 etape, deși e băgat titular acolo, zici că e Maradona. Și tot, mamă, se așteaptă să explodeze, e nenorocire. Dom'le, i s-a făcut lucrul ăsta, pentru că altfel nu mă gândesc. Ce dracu episod, că i-a pus ăștia o cruce pe ușă? Dom'le, sunt copii, sunt tineri, fac glume, care e problema? În armată la fel, se făceau glume și asta e o atmosferă ca zonă, trebuie să înțelegem că unde sunt bărbați așa mai mulți adunați și asta e, te petisește să faci tu o glumă, să mai nu știu ce, și sunt tineri, frate, nu înțeleg. Că nu era momentul, contextul acum venit la lupul moralist ăla, antrenorul care ne minte după meciuri că am jucat ca Real Madrid, dar noi luăm bătaie cu 5-0 ca fece scui bănghete. Lupul moralist a venit și ne-a zis nouă că nu se face așa ceva, nu era un moment, adică ăia de la Fenicia de-abia ne-a primit acolo și nu știu ce. Nu te-a primit, de-aia e corect, nu se face așa. Dar fotbaliștii nu sunt niște tocilari de aia, să stea acolo în banca lor și să facă ce... Hai să fim serioși, să înțelegem. Sunt fotbaliști, sunt tineri, sunt... Și în plus, pe cine au atacat, bre? Pe ăla din Surinam, de unde ne vezi? Sri Lanka, nu știu de unde l-ați adus. Care nu joacă nimic și are numărul 10. Cine dracu i-a permis de-o lasă poartă, mă, numărul 10? Că este un jucător, cum să zic, decent... Față de ce catastrofe au mai adus și ce căcat s-a mai făcut pe acolo pe la noi și față de unii care încă bântuie pe acolo, joacă până echipă și tot se trage de ei, asta e altă ciorbă și altă discuție. Deci dacă a ajuns unul din Sătească englezească, unde ăștia se duc la meci după ce bea bere înainte, se duc în pub, se îmbată și după aia joacă fotbal, deci, și era plătit cu vreo 1500 de lire, mai mult de 1500 de lire, nu îi dădeau ăia, îți dai seama, ce fece scui pe înghete. Pentru că la ăștia la englezi trebuie să fim serioși, să înțelegem că numai primele 3 ligi sunt, sau cel puțin primele 2 sunt la un nivel extraordinar de mare din punct de vedere al banilor, iar restul ligilor sunt umpluturi, sunt jos. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Deci ce pornește de la Liga 3 în jos, dai seama, ei au foarte multe ligi, Liga 5, Liga 6, Liga... Înțelegi, vreo 6 ligi au. Noi asta trebuie să înțelegem. Primele două ligi de Championship extrem de puternic și prima Premier League și restul sunt... Vă dați seama, sunt varză. Sunt de nivelul ligii a treia la noi. Cam așa, toate. Deci toate. Nu pot să fac un rabat. Iar asta Sătească, asta englezească, v-am zis cum se fac. Se duc ăștia la pub, se îmbată, după aceea se duc la meci la stadion și joacă. Sau vine ăla direct de acasă, sau a venit de la muncă, vă spun eu că am văzut eu un meci din Liga asta 5-a. A venit unul direct de acasă, făcea, băi, unde e, și a venit ăla cu mașina, bă, aplauze, hai băi! Arbitru cu fluieră în gură, aștepta să fluiere meci și a intrat ăla și a pus jambiere, minu și l-a tras, i-a căzut telefonul mobil, nu știu ce, și arbitru a fluierat începutul meciului, fericit, toți acolo în armonie. Asta e realitatea și tu îi dai lui la numărul 10. Ce să mai cred eu? Să-mi spune și mie ce să mai cred. A venit ăla barbișonul ăla și a început să justifice salariile, că a transpirat în presă cu cât sunt plătiți ăștia. Și vă spun eu de unde a transpirat, de la episodul ăsta cu copiii, care te iei tu de copii și bagi pe margine, părinții mai știu și ei niște lucruri, sau prieteni, sau asta, și atunci te iei de mască pe tine, băi, plete, băi, inculpat. Înțelegeți? Fost inculpat. Și-a închetat. Și băi, ăștia spun clar, bă, Morsă are 6.000, portarul are 7.000. Ce mai e? A venit nea Caisă și și-a prins părul în elastic și a venit și a zis cu tristețe și a zis, nu pot să cred că se mint așa. Și Morsă are 3.000 de euro pe lună. Eu vă spun sincer că poate o lua el 3.000 în mână. Înțelegeți? El nu minte, Barbișon. Dar restul de până la 5.000 sau 6.000 cât i-a dat ăștia, că nu venea asta de acolo, din Anglia. Vă dați seama?
Nu venea el, nu că era la vreo echipă minunată sau așa, dar nu venea el fără să-i dea ăștia 5.000. Și încă o chestie, lui vă spun, cred că îi dă 3-4.000 în mână, să spunem, că ia el în mână, da? Dar restul de bani, vă zic eu, se duc în alte direcții, cum de altfel și la jucătorii ăștia. Băi, ia mi-i umă pe catastrofă asta, plătiți și voi 6.000 de la Dinamo și, vă știu, zbăintă și ții acolo sau... Îi dăm ăla, îi păstrăm din salariu 4-5.000 și voi da 6 și restul de 2.000 vin la voi sau... În buzunarul cui trebuie să vină, domnule, asta este. Negoiță, va vedea el, stați liniștiți și cu Badea, că nu sunt proști și se vor prinde ei ce faceți voi acolo. Ăla face ce zice Negoiță la Barbișon. Și ce zice Negoiță? Că a văzut, Stelul Filip a venit acolo, n-a venit că la... Că a vorbit el cu Barbișon. A venit Stelul Filip că a vorbit cu Badea, clar. L-a sunat Badea și a zis, băi, vină la echipă, că uite așa, e seriozitate. Se dă bani, stai liniștit. Și s-au plătit vreo două salarii înainte sau ceva de genul ca să vină. Și noi nu discutăm lucrurile astea. De asemenea, Fabrini nu mai are contract cu Dinamo, exact ca stadionul. Fabrini e... Nu mai are Dinamo, Fabrini. Deci dacă mâine voi suporteri îi spuneți, băi, uite, i-am găsit, vine un suporter, unul dintre voi, îi spune, băi, l-am găsit pe Fabrini să-l dăm cu 1.000.000. Înțelegeți? Nu încasează nimic Dinamo din milionul ăla sau eu știu, dacă, sau nu se poate transfera Fabrini pentru că nu e al Dinamo. Are contract de mecenat. Nu știu cum e contractul ăsta de mecenat, dar e clar că e al lui altul. Are contract, e contract, e semnătură, e clar că e al lui altul. E al lui Bădița. Ăsta cu stadionul. Cum ne-a luat și stadionul, hap, pe același procedeu, l-a luat și pe Nea Fabrini. Ce să înțelegem noi din gluma asta morbidă? Ce să înțelegem din gluma? Gluma morbidă, morbida, glumă care nu știu ce, a îngrozit fotbalul românesc și Dinamo Vi și nu știu ce. Să înțelegem un lucru. Acolo erau niște copii care au făcut o glumă de fotbaliști, da? O glumă care se face între bărbați de fotbaliști, că e morbidă, că i-a pus de la o cruce. Fantastic! I-a luat vopseaua. Vă dați seama cum s-a dus ăla cu lacrimi în ochi? Păi, iau ce mi-au făcut ăștia, măi, nenorociți, și mi-au pus cruce. M-au pus, eu sunt de car, bă, cum era cu eu? M-ați odihnit pentru meciul cu Voluntari, îți dai seama ce vedetă internațională asta. Și a venit Bărbița și cum s-a luat de jucătorul meu care ăsta îmi cotizează? Ăsta! Care ăsta? L-am adus eu și mi-am pus atât încrederea în el. Păi, vă dați seama ce subiect de presă e ăsta, ce minunat să-l dai pe ăla la echipa a doua, că zic, băia, că au fost doi, nu? Să-i dai pe ea la echipa a doua, după aia se aduce înapoi, să te faci de căcat, pentru că te faci de căcat, frate, când faci de asta. Eu v-am spus cum e treaba. Dacă ți-ai asumat și l-ai trimis la echipa a doua, eu în locul ăia nici mai veneam. Băi, stai puțin, m-ai trimis la echipa a doua, eu nu-ți mă scăriciu tău, înțelegi? M-ai trimis la echipa a doua, pa și pusi, stau acolo, hai, pa. Jucați meciul cu cine vreți voi, după aia cu ăla, cu... Jucați cu ăla, cu Morsă, care ieșea și dați o căruță de bani, după aia vorbim. Așa se face, înțelegeți? Da, bine, copiii au și contract, nu vor să aibă probleme, vă dați seama. Dar asta e realitatea. Noi trebuie să vorbim și să înțelegem realitatea, că de asta facem materialele astea, să discutăm niște lucruri reale, să le vedem așa cum sunt. Ce au făcut copiii ăștia? Fantastic. Nicu a spart o cană plici, neatent ce poți să zici. Ce trebuie acum, vă sunteți chiar pe nimeni. După acest episod, să mai vorbim de știrea momentului, că acum se face un parteneriat. Va fi, că totul la noi e așa cu va fi, se va întâmpla, se va ajunge, totul e cu vom, înțelegeți? Totul se desfășoară așa într-un viitor obscur și de multe ori doar rod al imaginației unora bolnavă. Dinamo va, prin fanii, a reușit să atragă atenția lui Real Madrid și să ajungă la un parteneriat cu ăștia, organizația de cămătare a vorbit ei, s-au dus la Florentino Perez și au vorbit, deja îmi vine să mă umfle râsul, nu știu cum să... Au discutat ei cu ăia și... Doamne, mă, voi nu realizați că noi ajungem în presa internațională cu aceste cancanuri și minciuni care voi le faceți, le folosiți ca spoturi publicitare pentru a mai agăța niște creduli? Voi nu realizați că am ajuns cerșetorii Europei? Facem meci cu ăia și le mulțumim, îi pupăm mâna ăla lui Surchis, că a vorbit cu ăla, cu Lucescu și că ce mare filotim a fost el, că va face un meci și biletele sau ce se va vinde, nu știu dacă e cu spectatori
sau nu cred eu și sincer voi urmări aspectul ăsta, cred că la meciul ăla cu Dinamo Kiev care e amical se va vinde, dar iar soldau de ăsta, știi? Asta se va face și biletele vor fi promoționale și nu știu ce. Dom'le, am ajuns cerșetorii nu numai a ligii întâi. Deci la noi când se vorbește de Dinamo, fie când zice așa Dinamo București, înainte când ce Dinamo București, uau, vine Dinamo să joace cu noi, acum ce te gândești, Dinamo, ăia nu au să bani să plătească, n-au bani de mâncare, n-au bani de nu știu ce, ăia suporterii cerșesc peste tot, se duc, fac nu știu ce, în numele echipei, fac, pun pe picioare, salvează, nu știu ce mai fac. Lasă te gândești, deci ăsta a fost tot subiectul, deci Dinamo a ajuns acum o echipă de ultimele locuri care este pe posibilitatea reală de a retrograda, deci suntem într-o poziție clară de retrogradare și care este mințită de cei care conduc în acest moment echipa că vom câștiga Cupa României. Hai mă, să fim cinstiți, am auzit, am văzut niște inepții pe acolo, pe grupuri, pe Dinamo de elită. Domnule, fiți de elită, domnule. Fiți de elită că dacă nu ne părăsiți, vă spun, și nu că să spuneți ca mine, dar trebuie să vă gândiți la o chestie, mă. Bă, nu pot să spun, mă, că noi nu avem cu cine să jucăm, căci de aia sunt slabi Astra, sunt slabi Craiova. Nu... Cum, bă, să zici așa, când ea ți-a tras o tură din ei, n-ai avut nicio șansă să-i bați. Cum să spui așa ceva, inepție asta? Când te-a bătut Craiova tură și Astra ți-a luat 4 din 3 puncte. Da, 4 din 6 puncte. Cum facem? Când ăștia te bate, deci a făcut un egal la tine acasă și te-a bătut Astra, da, la ei acasă te-a bătut, dar te-a bătut așa, deci trebuie să jos cu tine. Și ăștia alții te-a bătut două etape, două partide, și tur și retur, 1-0 sec, fără să dai vreun gol, fără să faci nimic. Cum să spui inepția asta că tu n-ai cu cine să joci? Joci în Cupa României, o să... Sunteți unii care nu gândiți, chiar nu gândiți și nu vedeți ce se întâmplă acolo la echipă, chiar nu realizați. La ce nivel, la cât de jos am ajuns? Ce s-a mai discutat acolo? A fost asta cu Realul care m-a făcut să râd și a mai fost aia cu... A venit ăsta neacodiț, ăsta Rasputin, Mario Rasputin, și a spus acolo că noi avem încredere, a dat o declarație, am postat-o pe grup, nu am putut abține, adică nu pot să accept așa ceva, deci nu pot să trec cu vederea măgării de genul ăsta. Zice... Avem încredere în Morsei. Avem încredere în Morsei. Cine are încredere în Morsei? Care aveți voi încredere? Cei doi care sau trei care ați decis să-l aduceți pe ăsta, nu? Voi aveți încredere în Morsei în continuare. Așa. Bazându-vă pe ce? Pe cele 4-5 meciuri care a jucat și a arătat că nici măcar de Liga 3-a nu e. Nu? Eu întreb pe cei care plătesc meci de meci. L-ați vrut, mă, pe ăsta voi? După ce l-a adus și l-ați văzut ce catastrofă e, v-ați exprimat părerea față de transferul ăsta? V-a întrebat cineva ceva? Băi, ce părere aveți de Morsă? Cum e? Cine are încredere în el? Și de ce are încredere în el? Are încredere că va plăti comisionul sau nu înțeleg? Cum? Care-i treaba? Că nu, eu nu pot să pricep. În ce să ai încredere în ăsta? Dom'le, nu-i fotbalist, hai să fim serioși. E și împrumutat. Deci hai să ne înțelegem, să discutăm așa aducerea lui ăsta pe toate fețele. Deci omul e împrumutat până la finalul sezonului să ne ajute. Cum adică să ne ajute? Adică ce înseamnă să ne ajute? Să vină din primul meci și să joace, să ne ajute, să fie un fotbalist titular, să zici, bă, stop, ăsta e titular. Gen cum a fost Camara. Ai văzut când a intrat Camara din primul meci. Ți-a arătat cine e și... Nu face el meci de meci constant, adică să joace meci, acum bine, juca binișor și în alte meciuri când se spune că juca mai slab, dar avea, cam la două meciuri, îți dădea un gol, dădea un asist, făcea niște faze ca lumea. Deci trebuie să discutăm de niște chestii. Ăla e un jucător care vine să te împrumut și să te ajute. Dar nu ăsta e, vine împrumut. Și eu am jucat 5 meciuri, deci mie m-a mâncat deja 5 meciuri. A avut 4 înfrângeri sau 5 înfrângeri. Un egal și 4 înfrângeri de când joacă ăsta, de când l-a lăsat pe animalul ăsta să joace, pe Morsă. Da? Și el încă mai are, îi acordă încrederea și pentru ce să-l bag? Ce să ai încredere în el? Că ne bagă pe sigur, nu? Eu nu înțeleg, ce încredere mai vrei să ai? Sau ce să mai aștepți de la el? Deci e un transfer ratat, pentru că chiar dacă de acum se presupune prin absurd, ar juca și ar da drumul la jos sau nu știu ce,
Deja este un rateu, pentru că deja ați văzut, are 6 meciuri care nu a făcut nimic. 5-6 meciuri care nu... Nu numai că a jucat pro sau n-a impresionat, nu că n-a impresionat, a arătat că are limite destul de nasoale pentru un transfer cu sure și trâmbițe din Italia de la Chievo. Haideți să vorbim acum, dacă e normal, să vorbim corect așa, ce înseamnă, cum e. Eu așa v-am obișnuit și așa vreau să... Eu asta pretind de la o comunitate de elită, cum suntem noi, din Amaviș de elită și din Amaviș Semper Fidelis. Dom'le, în primul rând ăsta a venit împrumutat și nu ne ajută, chiar dacă el și-ar da drumul la joc pe parcurs, să spunem, mai trage ăștia încă 3 meciuri de el și nu știi, și el să spunem că își dă drumul la joc. Cu ce te ajută pe tine? Cu ce te mai ajută că tu ești deja pe ultimele locuri, dracu, deja rău e făcut. Nu știu ce tare am putea ajuta, pentru că Maradona nu e sau vreun cinci jucător de ăsta care să facă acum niște furori, niște nenorociri și să ne ducă meci de meci să bată. 3 asisturi, 2 goluri, 3 asisturi, 2 goluri, 2 goluri, să te ducă în spate. Deci nu e, e un jucător care să spunem vreodată că îți va da o pasă de gol. Înțelegi? Pentru că e în fața acolo, n-ai, o dă, centrează de acu și eu pune unul pe cablu Nemes, sau dă Nemes, pa, o căpățână, nu știu că, bă, asist. A dat Morsa asist. Păi așa a dat și ăla Mărăuță. El n-a dat niciun asist în Liga 1 niciodată, dar singurul asist al lui a fost când i-a pasat-o lui Borca de la 55-60 de metri și a luat-o Borca și a dat-o peste portar și a dat gol. Și a fost pasă de gol, nu? E asist. Așa e și ăsta, poate să dea. Dă acolo centrare în care o pune unul căpățână, gata, băi, bă, Morsă, l-am adus, bă, pe Morsă, na. Deci, în primul rând v-am spus, fiind împrumutat, e un deserviciu să-l folosești dacă nu are valoare. Adică să tragi tu de el, să-l pui pe picioare ca să se ducă la Kiev înapoi sau să pleci la nu știu cine, nu? Cum ar fi? Adică ăsta vine la pământ cu la noi și noi tragem de el și îl băgăm în teren meci de meci și pierdem meciuri cu el, ca la final, la peste câteva etape, să plece la, la el acolo, la, la Chievo, și Chievo să-l vândă la altă echipă care, să spunem că va juca ca lumea, că și-a dat drumul la Dinamo, s-a rodat la Dinamo. Deci nu e așa, chiar așa scursură de echipă am ajuns? Hai să fim serioși. Folosim tinerii noștri care avem, indiferent că îi huiduim, că sunt proști, că sunt deștepți, că sunt... Îl punem pe ăla care zice că i-a pus corona pe Mihaiu, tragi de Mihaiu, vrei. Tragi de banii, că banii de câte ori a intrat în teren a făcut mai multe decât Morsă, stați voi liniștiți. Chiar și meciul ăla, nu știu, am pierdut un meci, dar nu mai știu la cine am pierdut, și a făcut banii un dribling, dacă ai să la comentatorul, un dribling extraordinar și într-adevăr un dribling între 2-3 acolo în mijloc. Deci ăla e băiat care are tehnică, are potențial, ți-a arătat că poate și oricând a intrat în teren ți-a demonstrat că face câte ceva. Dar la noi nu se joacă, că ăla nu ia lui ăla, ăla nu ia lui ăla, nu-l vrea ăla, vă dați seama, că sunt niște interese foarte mari acolo. Și cam asta se întâmplă și oricine ar veni pe acolo, cine vine și se perindă pe la echipă, tot așa, încearcă să-l vândă pe ăla, să-l ridice pe ăla, încă se fac jocuri de culise acolo foarte mari. Și ăsta e pe clică cu ăștia, că dacă Contra era pe clică cu Becalioții, care au revenit puternic acum și vor să reia supremația în Liga 1, a zis că i-a dat la picioare lui aia lui Meduza, acum cred că lucrează și pe ăsta pe Manea. O să vedeți ce se întâmplă, că ei încearcă să revină la în supremație, să vină ei, să iar să dețină toți jucătorii și tot monopolul și să oblige pe jucători să semneze cu ei și așa mai departe. Înțelegeți? Prin conducătorii de club. Și face să fie ai lor și gata, hai că ascundem sume, nu? Asta, scuzați-mă, e greșeală. Haide că facem nu știu ce, că obținem mai mulți bani pe voi, că înțelegeți cum e treaba. Și vin tot felul de jucători, deși bineînțeles ăștia n-au jucători acum care să emită pretenții, dar ei vor ca să ia pe cei mai buni. Și atunci ei încearcă să se întindă ca o caracață peste tot la toate echipele și duc mafia asta la alt nivel. Înțelegeți? Și dacă a fost cu Contra, vă dați seama că ăsta Gane este doar un slugoi al lui Contra, e doar un, eu știu... interpus de-a lui, un prieten de-a lui, vă dați seama, a stat în umbra lui mereu. Nu îi suflă el lui Giovanni, sau dacă aici Giovanni îi sună, îi spune, băi, gata cu ăla, Ehman, hai, cadara tău, dă-l afară, gata. Păi stai bre, că n-a fost el vinovat, că ăla Bejan și cu... Nu, mă, Bejan e minunat, dă-l dracu, poți să-l bagi pe Bejan, nu mă interesează, să-l bagi pe Grigore al meu. Înțelegeți cum e treaba, măi, fraților? Și mai se aruncă de-alea, că Grigore n-a vrut să semneze, că de-aia a fost trecut pe linie moartă. Băi, fraților, e trecut pe linie moartă că nu are cum să ia fața lui ăsta, lui Marco Eman. N-are cum, deci trebuie să fii prea, cum să zic, prea credul și prea prost ca să crezi chestia asta, că
În momentul ăsta, în momentul de față, ăsta îl poate depăși pe Neamț. Deci nu are cum, nu are față, trebuie să se pregătească. La un moment dat el a fost mai bun decât el și era pe val. Dar a văzut de la regula asta Under 21, las că am timp. La anul fac mai mult, vedem noi. Și uite că s-a făcut la anul, gata, nu mai este Under 21 și atunci să vedem dacă mai joacă. Și nu mai joacă, vă spun eu. Înțelegeți voi cum e treaba? Și se taie jucătorul și uite așa și nu știu ce. Dar ei totuși trag de el ăștia pe calioții, că ei se prind că se va termina cu Under 21 ăsta și ce fac ei de la anul? Înțelegeți voi care e treaba? Și se-l ține acolo, că dau ei un jucător care e al lor, care a semnat cu ei. Și în plus, v-am spus, lucrează prin antenori, pac, pac, băi, hai. Mi-am zis și la alte echipe, cu patronii, pac, băi, hai, Gigi, zilele astea semnează cu mine dacă nu-i dai afară. Și atunci se sperie ăștia și vin toți la mine și pac, pac. Și uite așa iau pe toți și după aia îți dau ție ce vrei și nu știu ce. Înțelegeți cum e treaba, mă, fraților? Asta e românica noastră. Asta e românica noastră și noi nu ne dezicem de la chestia asta. Păi cum adică îl iei pe mor să împrumut și joc, trag de el că săracul să-și revină? Pentru cine să-și revină? Pentru mine? Pentru Chievo? Păi ce? La noi ce am ajuns noi? Scursura, echipa de antrenament al lui Chievo? Băi, fraților, voi nu mai realizați, unii nu mai chiar... Aveți așa, nu știu, o îngăduință, băi, nu, lasă că nu știu ce. Adică deja v-ați învățat că noi suntem niște, am ajuns o echipă de ultimul hal. Deci acceptați lucrul ăsta și atunci ăștia nu mai, ăștia vă conduc. Vă conduc, mă frate, vă pun căpăstru. Cum v-a pus ăștia mască și prostii Arafat și cu dracu și nu vă lasă Arafat. Deci un sirian nu vă mai lasă în România să vă duceți de pași, să vă rugați la biserică, mă. Bă, voi vă treziți, mă, odată la realitate. Vă dați seama, mă, unde ați ajuns, în ce hal. Și când spun unde ați ajuns, mă refer și la mine, pentru că și eu fac parte din această țară, că doar noi fie acum eu englez și voi sunteți români și sunt român, oriunde mai duce și chiar dacă am o cetățenie sau chiar dacă am o rezidență undeva sau chiar dacă voi locui în altă țară sau asta, sunt român pentru că acolo am născut și țara mea și neamul meu, orice ar fi. Și nu mi-e rușine de el, dar trebuie să înțelegem că am ajuns în ultimul hal, băi fraților, cum adică vine sirianul ăla și ne omoară oameni în spitale, mor ăștia la în elicopterul ăla de 1-2, mor arși de vii, bă, arși de vii în mijlocul ghiolului și nu vine nimeni să se salveze. Vine Isu cu autospeciala care n-are scară, bă, fraților, și n-are saltea de aia pneumatică. Hai că n-are saltea, n-are saltea, să presupunem că nu știu ce, că au stabilit că nu puteau să pună salteaua pe terenul ăla, că erau niște arbuși de copaci care nu știu cum îmi putea să înțepe salteaua și... Măi, frățicule, dar n-ai scară, mă? Vine autospeciala cu scară peste nu știu câte minute și nu știu și mor ăia pe acolo, arși, se aruncă ea de la etaj. Hai, bă, ce dracu, să fim serioși, bă, unde am ajuns, mă? Mor ăia în spital? În spital, unde vorbești de siguranță? Mor arși și găsesc ea după nu știu câte ore și noi tăcem din gură și nu spunem nimica și lăsăm pe ăla acolo, pe sirianul ăla. Ne conduce Neamțul și cu sirianul, mă? Neamțul e președinte și sirianul e nu știu ce, ne face nouă reguli de coronavirus, cum să ieși din casă și cum să nu ieși din casă. Ne închide ei când vor ei, când e un meeting care nu le convine, trebuie să aibă loc, închid ei România și gata, nu mai iese nimeni din casă și îi pun pe ea pe jandarmii și le dă ordine la șefii lor care ei au numit ierarhii. Vă dați seama că ei a pus pe pile. Că eu știu despre ce vorbesc, că am lucrat și în sistem și știu care e mersul. Deci acolo nu există că ai toate șansele să fii condus de șef care scriu faru. De astea care ei au fost lipsă pe la școlile de, pe la clasele de gramatică, înțelegeți? Care au dat două cistere de vin, trei căprioare, 7 mistreți, înțelegeți voi care tăi și vine și te conduce ăla. Vine ăla și ia cașcavalul, ia goromelele și el e șeful tău. Și tu faci treaba care e specialist, dar el se încurunează cu laurii. Haideți să fim serioși, dacă tot vorbim niște lucruri, să le vorbim ca lumea, da? Deci ăsta este lucru pe care eu am vrut să vi-l aduc în discuție înainte de această partidă. Andone a vorbit frumos, a vorbit respectos de noi. Va arăta echipa altfel, Sorescu revine, Puliș revine, au revenit. Dar ați văzut că chiar dacă au revenit, a revenit și Grigore ăla acolo în axul central și ați văzut ce bulevard a fost pe partea aia. Deci pe partea aia între Pulici și Stelu a fost dezastru. A fost dezastru. Pe partea lui Grigore... Deci ăia au avut cel puțin vreo 4 șuturi sau 3 ocazii au avut de acolo din zona aia.
După aia revin la zona din fața apărării, care unde marele răuț a operat acolo. Zici că e cel mai tare din parcare, fără el nu e punct fix. Scria pic și pocă, că puncte fixe sunt, punct fix este răuță. Bă, voi realizați, mă, ce vă zic ăștia? Analfabeția care vă explică vouă cum joacă Dinamo și vă zice care e mersul și de ani de zile vă spune că la Dinamo e minunat și totul trebuie să rezistăm și nu știu ce, și vă spune să mergeți la peluză și să le dați lor câte 1000 de euro și să le plătiți lor câte 10 euro, să le dați donații. Voi vă realizați, mă, unde vă duceți și ce citiți voi, mă, acolo, mizeriile lui ăștia? Cum adică, mă, că Marco Ekman, că merită deci aia vă pregătesc dinainte. Marco Ekman a greșit cu nu știu ce, adică ei sunt, ei scriu tot timpul la unison cu ăștia, cu analfaboșii ăștia de la conducerea lui Dinamo. Vă dați seama? Pentru că îl taie stăpânul de la rații, ce dracu, hai să fim serioși. A jucat Grigore, deci, nu, Ekman a fost țapi spășitor în meciul cu, a greșit la cel puțin 3 goluri, dar nu știu ce dracu, auziți acolo niște bălării. Am citit un fragment. Mi-a zgâriat așa, nu știu, timpanul și, nu știu, și mi-a, cornea mi-a zgâriat-o când am citit acolo mizeriile alea. Nu se poate, măi, fraților. Adică Bejan e minunat. Și o să vedeți că Bejan e titular acum că a dat gol. A dat gol, e perfect acoperit, nu e nicio problemă, titular. Mai bine să vedem un Bejan cu Grigore în centrul apărării. Mai bine să nu vedem așa ceva. Este de la Jerry Gane, mă aștept la orice. Andone a fost respectos. A zis că din amare jucători, totuși valoroși, care pot pune probleme, fac drag. Ei s-au apucat de treabă, voluntari, de strâns puncte. Dacă ați văzut, vin tare din urmă, mi se pare că sunt la un punct în spatele nostru, ceva de genul. Dacă ne bat pe noi acum, trebuie peste noi și joacă acasă. Da? Noi am câștigat tot timpul, o singură dată am pierdut în fața lor și putem spune că avem speranțe, dar și lotul e mai bun, într-adevăr, de ce au ei acolo. Cu niște, eu știu, paranteze. A venit Tamaș acolo în apărare și ați văzut voi că unii a spus că e bătrân, că n-are ce căuta, că nu știu ce, dar la ce catastrofe avem noi în defensivă? Un Tamaș cu Pulis sau un Tamaș cu un tânăr acolo lângă el, iarăși când lipsea Pulis era excelent. Și îl mai odinești pe Tamaș sau ceva, aveai posibilitatea. Sau când era un meci tare așa, îl băgai pe Pulis cu Tamaș și închideai defensiva acolo. Terminai cu Sorescu și cu Filip și avea o defensivă care se putea bate cu orice echipă de la egal la egal. Dar ați văzut cum e treaba, că mai e și închizătorii aia pe punctul fix Răuță, care tot așa scrie, punct fix Răuță. Deci punctul fix a permis să tragă ea călărășenii 3 sau 4 șuturi pe respinse, pe mici respinse. Deci au tras ea vreo 3 șuturi din zona careului de 16 metri, acolo în fața careului de 16 metri, unde acolo trebuie să facă legea un închizător de meserie. Voi înțelegeți ce vă spun eu acum? Poate unii nu înțelegeți, zici că vorbesc engleză sau, eu știu, sanscrita veche. Dar eu vă spun clar că un mijlocaș la închidere trebuie să coordoneze bine jocul și să confere o protecție fundașilor. Și ceea ce ar trece de el în așa, în ultimă instanță, ar fi recuperat de fundaș, cam așa se înțelege. Iar pe mici respinse de defensiva noastră, cu capul sau nu știu ce, care ar fi asediată cu centrale sau ceva, trebuie să intervină ei și să măcar să-l blocheze pe adversar și să nu lase să șuteze. Nu zic să recupereze mingea și să-i pună pe contraatac pe ei noștri, cum ar trebui. Nu zic, nu poți să ceri de la Răuță așa ceva, dar măcar atâta lucru să strice, să se blocheze. Dar ați văzut că au tras ea vreo 3-4 șuturi acolo. Au dat aia în Eșeanu de, dacă Eșeanu se pierdea acolo și avea o greșeală de plasament la unul din șuturile alea, a luat gol și au fost șuturi bunicele, vă spun eu, de la distanță. Și aici spunem cam totul, cu închiderea, cu mijlocașii, cu bla bla bla, cu punctele fixe, nu? Și am venit și explicăm despre lucrurile astea, discutăm despre ele, despre punctul fix Răuță, care o să joace și azi, e punct fix, nu ai cum să schimbi. Nu se poate să fie schimbat. Eu acum trag de aici de că na, defensiva o să meargă mai bine. Eu asta spun, pentru că Pulis când a intrat în joc a zăzut. Măi, mulți nu înțelegeți lucrul ăsta. Oricât ai fi tu de fundaș bun, experimentat, țapăn și sigur pe tine, tu nu poți ca să ai o evoluție fără greșeală, fără cusur, dacă tu ai un coleg din defensivă, colegul tău, care face tandem cu tine acolo, e unul care nu îi tremură piciorul, îi ezită, când îi dai mingea ți-e frică să nu cumva să o dea la adversar sau să o piardă. Dă pase laterale mereu și îi aduce pe ăștia, că ce se întâmplă cu pasa laterală? Că ați văzut fundașii centrali de clasă și meseriași,
tot ceea ce vorbim de un fundaș central de top, nu, rar de tot apelează la o minge laterală sau o minge înapoi. Fundașul central ține capul sus și încearcă să perpendicularizeze, să ducă mingea în compartimentul superior, deci să ducă mingea cât mai aproape de poarta adversă. Și atunci ce faci? Perpendicularizezi și dai mingea mijlocașilor ca ei să continue progresia, nu? Și ce face Grigore? Uitați-vă la Grigore tot meciul și o să vedeți că așa este. Deci el n-a avut curaj în viața lui să dea o minge printre atacanți pe acolo sau ceva, să perpendicularizeze, o pasă înainte. El dă numai înapoi, îl pune pe Eșeanu pe ăla de numai știe săracul să degajeze și dă la pumbălării și îi pasează urlu pulicior lui Filip. Și ce se întâmplă când ai pase laterale? Când ai pase laterale, echipa adversă are timp să vină în pressing, în tine. Înțelegi? Dar dacă ei fac pasul spre pressing, că e terenul destul de mare și tu ai dat o pasă printre liniile lor, vine aia într-o linie de 3 și încearcă să facă, sau 4 inși și fac pressing pe tine, pe apărare. Vin fiecare, câte unul la fiecare fundaș. Tu dacă eu dai lui Stelu, Stelu ce să facă cu ea? Stelu ori greșește, ori dă acasă, ori degajează cât poate în bălării, vede-l punde-o dă. Și de acolo se recuperează sau ce se întâmplă și vine înapoi presiunea pe tine. Cam asta se întâmplă. Să vedem și fotbalul și din alte puncte de vedere. Să îl vedem puțin tehnico-tactic, așa, să-l vedem și noi cum e. Și atunci realizăm că nu e chiar așa de simplu. Deci o pasă laterală cam asta face, le dă timp echipei adverse ca să vină peste tine. Nici de cum nu, o pasă laterală poți să dai și are o eficiență atunci când schimbi, dai o pasă laterală de 30-40 de metri și schimbi partea. Da, schimbi partea jocului de unde s-a aglomerat, zona aia aglomerată și dai în partea cealaltă și de acolo se deschide jocul frumos și e fluid. Dar tu când dai pe partea ta acolo, adică... vine mingea lui Grigore, a dat-o cineva și în loc să facă ceva ca să ducă mingea într-o zonă, eu știu, liberă sau să ducă într-o zonă superioară, el îi pasează imediat lui Stelu ca să scape de ea și Stelu nu mai ce să facă, e atacat de adversar și o degajează, scapă de ea, înțelegeți cum e treaba? Nu ai cum să joci ca fundaș central bine, indiferent cine-i fi tu, și spun eu că dacă l-a dus și pe Sergio Ramos, pe Sergio Ramos, cred că, dar știți ce făcea Sergio Ramos? Îi tăgea două palme lui Grigore și spunea ăla lui Jerry Gane, bre, dă-l dracu afară, bre, că nu e în stare să joace asta. Înțelegeți cum e treaba? Acum mi-a cășurat pe Ricardo Grigore. Dar nu este posibil ca să-l ții pe Marco Eggman pe tușe și să-l bagi pe Ricardo Grigore, că nu știu ce, să revină înapoi, că n-are față încă de revenire, domnule, încă nu este, nu știu, nu, sau nu va fi niciodată, nu știu care e treaba. Deci băiatul a avut un moment extraordinar care mi-a plăcut. În momentul când eram vizorul echipei naționale, avea la undeva pe la 19-20 de ani, când a venit Bratu atunci, a avut o sclipire, dar el era, dacă ați văzut, preocupat să dea fermoare lui Mutu. El i-a arătat fermoare lui Mutu, că a dat și el un gol cu capul, din imereală, și el îi dea fermoare, i-a arătat fermoare lui Mutu, că să tacă din gură, că el are valoare și... Dacă a zis Mutu că tu ești petardă, tu trebuie să te gândești în felul următor, bă, mă ambiționez, muncesc mai mult și demonstrez la toți că eu sunt mai bun, că sunt bun, că am valoare. Da? Dar nici de cum nu trebuie să te gândești că ăla-i dușmanul tău, că nu interesează pe Mutu ce faci tu sau dacă joci sau dacă nu joci. Înțelegeți? Cum e treaba? Nu-l interesează pe Mutu că nu știu ce. Mutu vrea să aibă rezultate cu tine, cu echipa, nu? Când era conducător, nu? Și atunci dacă tu îi faci fermoare lua din Mutu, care ăla a demonstrat cine a fost și beat juca mai bine decât tine, și dacă îl băgai fundaș central pe Mutu, juca mai bine decât tine, atunci, nu știu, ar trebui să ne gândim că ești cu capul. Deci cam asta e, ăștia tinerii care sunt protejați de clanul ăsta Becaliot, tot cred că li se cuvine, că au timp, că fac, că timpul trece și voi treceți, ăștia scapă de voi, cum a scăpat și de Popescu și de asta, scapă de voi și o să ajungeți până la echipe de astea de duzină și nu o să faceți treabă, vă spun eu. Deși Ricardo Grigore e un jucător cu un fizic impresionant, un jucător care s-a remarcat la o vârstă de 19 ani sub bagheta unui alt antrenor la tineret, da? Bine, era Brat atunci, dar după aia a mai jucat, au mai trecut și alți antrenori pe la echipă. Și totuși el nu s-a mai dezvoltat, nu? Nu s-a mai dezvoltat. Bratu i-a dat niște încredere, i-a dat încredere și după aia Bratu ce a greșit, unde a greșit cel mai tare? Bratu a greșit că el nu a continuat cu tinerii, i-a intrat Morcovel în fund și în sezonul, la începutul sezonului următor, în loc să continue cu tinerii să meargă pe linia asta, dacă tot mergi pe chestia asta, mergi și vedem dacă câștigăm un termen lung câțiva jucători sau nu. Ea împrăștia pe jucători peste tot. I-a tăiat aripile lui Liviu Gheorghe, lui Ion Gheorghe, care era atunci, era în vână și ați văzut că au demonstrat. Ion Gheorghe joacă la voluntar și joacă câțiva ani.
Și a jucat la nivel de, de asisturi, goluri și alte, alte chestii. Acum a intrat într-o, într-o, eu știu, într-un cont de umbră, dar cred că își va reveni, eu așa zic. E valoare destul de bună. Mai e ăla, Liviu Gheorghe, mijlocaș central, care noi îl aducem părăuță, dar ăla, păi Liviu Gheorghe, ăla, dacă îl bași, la orice oră se, nu știu cum, nu vreau să zic că urinează pe răuță, dar este de, cu două clase peste el. Hai să fim serioși, o să vedeți. Și, nu știu, dacă îl știți pe jucătorul ăsta, atunci știți despre ce vorbesc. Și ce discutăm? Despre ce vorbim? Care tineri? Ce fel? Cam asta este problema noastră. La acest meci mă aștept... Mă aștept la o echipă, să văd o echipă la fel de impotentă cum am văzut-o și în meciul trecut, vă spun, pentru că nu a fost o echipă extraordinară. Un atac bont. Dacă geniul Anton, și vă spun eu că Anton nu poate să dea în fiecare meci șuturi așa. Și nu poate să facă mare lucru Anton tot timpul, pentru că vă dați seama că ăștia care au văzut acum, a văzut Folcosul, nu știu ce antrenor mai e pe acolo, și-au luat măsuri de precauție. Băi, cum a câștigat ăsta meciul cu Călărașul? Păi uite cum a câștigat. L-a poziționat pe Anton acolo, mai avansat, și ăsta a avut șuturi și cam asta a fost. E, ăștia o să-și ia măsuri de prevedere, că sunt curviți, sunt bătrâni, sunt, vă dați seama, sunt vulbi bătrâne. Și la cum s-a prezentat Tamaș în centru defensiv acolo, nu știu dacă Magaie ăla mai atinge mingea. Nu știu dacă atinge mingea ala și cu morsă. Înțelegeți voi? Eu sper să păsteze sistemul 1-4-2-3-1 ăsta care l-a folosit și în meciul cu Călărașul, dar sper să fac o modificare acolo. Să intre Ekman în locul lui Grigore odată și să plombeze partea aia din defensivă, da? Iar la închidere nu știu ce ar putea să facă, că el este setat și am înțeles că gol e accidentat. Că asta e problema. Gol ăla nici nu joacă, dar e și accidentat. Sau se dă lovit băiatul să-și ia salariu, nu știu care e treaba. Ori nu mai poate, nu știu care e mersul. Dar oricum, gol și nepregătit așa e mai bun decât Răuță de 1000 de ori, pentru că gol are tactică, vede jocul din are altă tehnică. E mult mai curvit, mult mai cu experiență. Achim, băiatul ăla, este peste Răuță la tehnică și este bun. Este chiar și peste Filip ăla care l-aveam noi înainte, în axul central acolo, când l-a dus Rednic. Cârpise echipa cât a putut și el să o cârpească. Și ăsta putem să spunem că e mai tehnic, e mai bun, Achim, Vlad Achim. Dar e greoi. Deci aici mai atrag un semn de întrebare și mă mai gândesc. Ce fac, bă, ăia, preparatorii fizici? Ce face, mă, preparatorul la fizici din Spania care l-ați adus voi? Și sunt curios pe ce salariu l-ați adus. Ce dracu face ăla? Când echipa se prezintă execrabil și nu poate să mai să lege două pase în meciul cu Sepsi. Deci nu puteam să trecem mijlocul terenului și arătam ca o echipă de-asta care e sleită de putere și de forță. Ce-o face? Ce-o învăța aia? Nu mai zic, Gerigane ăsta, ce învață vrei pe ăștia la antrenamente de 4 luni de zile antrenează echipa și ăștia nu sunt în stare să aibă un traseu așa, să vezi un traseu. Noi, o echipă unde lucrează un tehnician de 4 luni, iese cu mingea din apărare cu ușurință. Pasă, 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 se vede traseul. Știe, ăsta când o preia, fundașul o dă lui ăsta, ăsta, fundașul lateral lui ăsta din vine mijlocașul din centru și primește mingea și tot așa. Se unduiuri, repetiție, dă înapoi. Deci se văd niște trasee, adică construiește, ai o progresie foarte ușoară până în zona de 30 de metri. Ca asta trebuie să facă antrenorul, trebuie să-ți ducă mingea cu ușurință până în 30 de metri. Să se vadă... niște exerciții lucrate, să te bazezi pe ceva. Băi, dacă l-am pe nemen, sau nu pot să magaie ăsta, e greu. Oi, măcar la fazele fixe încercăm să îi aducem mingea sau să facem ceva, nu? L-am pe Sorescu, l-am pe Anton, care lovesc bine mingea și încercăm să facem ceva, să facem faze fixe. Și atunci îl pui pe Fabrini ăla să se lovească pe acolo cu ea, să obțină lovituri libere și noi le batem și suntem acolo că l-are pe ei. Dar și acolo la lovitură liberă trebuie să ai și tu o strategie, să... Știi care om vrea te bazezi pe el să lovească mingea cu capul și alții care fac lui loc acolo. Pentru că, dar nu știu dacă v-ați dat echipele mai mari așa când joacă la fazele fixe, nu joacă la întâmplare. Nu știu, nu e așa cum vă închipuiți voi, că ăla centrează și să stau toți acolo la grămadă și lovesc mingea cu capul cum li se scoală lor acolo. Nu, acolo e o tactică. Unii fac un paraval, unul care trebuie să lovească mingea cu capul. Cum făcea și Bursucu pentru ăla. Credeți că ăla lovea fundașul ăla lor care l-aveau, ăla brazilianul ăla, nu mai știu cum îl cheamă. Credeți că ăla lovea mingea așa cu capul, Viniciu sau cum zice ăla? Credeți că ăla tot timpul dă gol cu capul așa, că ăla e la faze fixe?
Îi se făcea, cel puțin cu Dan Petrescu, îi făceau ăia loc, vă spun eu, stăteau ăia paravan acolo și țineau pe fundașii ăia departe sau îi încurcau pe ăia ca în așa fel încât și la știa unde se ducă și se centrau minge și se exersa la antrenamente pe tema asta. Deci asta întreb eu, ce vreau să întreb și eu. Ăștia care ziceți că Gane e minunat și că încă mai credeți în el și nu știu ce și tot îl ridicați în slăb și sunteți, nu știu cum să spun, așa focusați pe antrenorul ăsta. Eu nu știu ce ați văzut voi, să-mi spuneți și mie ce ați văzut, ce puncte bune ați văzut și ce considerați voi că a fost adus de ăsta ca îmbunătățire. Deci atât. Asta să-mi arătați, să-mi spuneți și mie, băi, uite, se vede, uite, că pe partea aia, uite, se joacă așa, fundașul și cu mijlocașul, se înțeleg. Duc mingea, uite, acolo și uite, tactică, la lovitură face așa și în defensivă nu știu ce, cum închide. Să-mi spuneți și mie niște lucruri, dacă vedeți voi ceva pozitiv din punctul ăsta de vedere. Că luăm gol din fază fixă noi la fază fixă nu prea dăm goluri dacă nu e Nemeț acolo și cam asta este. Înțelegeți? Nu ai o tactică, nu ai ceva, nu pui în valoare. De exemplu, l-ai pe Fabrini. Știi că e un titirez ăsta care poate să-ți obțină cartonașe, poate să țină lovituri. Faci în așa fel încât să-i aduci mai multe mingi în zona lui acolo și să-l sprijini cu un jucător. În cazul în care pierde mingea sau ceva, să recupereze unul pe el din prima imediat, să-i ajungă, să-i parvină imediat balonul. Fabrini nu poți să-i dai lungă și pe a doua pentru că nu merge. De fapt, vine să-i dea la picior și să facă el cu ea. Cam asta e treaba. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu mă aștept la aceeași echipă care a jucat cu Călăraș. Cam asta este. Domnilor, urmează un meci incredibil de greu. O să fie foarte greu și este extrem de important pentru că voluntar este un adversar în lupta pentru salvarea de la retrogradare și orice punct care este acumulat acum contează. Vom vedea ce se va întâmpla, dacă suntem capabili să învingem pe terenul unei echipe care nu este de speriat, dar nici nu este de neglijat, și atunci vom trage niște concluzii. Eu spun clar că ar trebui să învingem, dacă totul ar fi ok, ar trebui să învingem, dar asta depinde de foarte mult de cum vor fi poziționați jucătorii pe teren, primul 11 și dacă unii dintre jucători își vor da drumul la joc, cât de cât. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit încă o dată. Așteptăm victoria. Numai bine!